Candidatul trebuie să fie cel care poate mobiliza cel mai bine electoratul, dar și PDL. Iar asta o pot face cei care au mai dus bătălii electorale din interiorul și pentru Partidul Democrat-Liberal și, dacă le-au mai câștigat, cu atât mai bine. Din acest punct de vedere, logic ar fi să candideze președintele partidului, a spus Udrea, întrebată pe cine ar vedea drept candidat din partea PDL la președinție. I-a arătat că, în opinia sa, candidatul PDL nu poate ajunge la Cotroceni fără a fi girat de Traian Băsescu. În orice caz, candidatul PDL nu poate ajunge la Cotroceni fără a fi girat de Traian Băsescu. Cel care îndeplinește cel mai bine toate aceste criterii este Emil Boc. Personal, aș susține orice candidat al Dreptei Unite pe un proiect comun cu Traian Băsescu, a precizat Elena Udrea. Și prin vicepreședintele PDL, Cădălin Predoiu, a declarat că Emil Boc poate fi candidatul PDL la președinție. Domnul Boc este un politician excelent, este un om care a făcut multe în guvern și în partid, a precizat Predoiu într-o conferință de presă. Înscrierile în cursa internă pentru candidatul PDL la președinție se fac în perioada 7-14 octombrie, potrivit deciziei colegiului director al partidului.